N-aș renunța la radio în momentul ăsta. Visul meu a fost ca într-o zi să fac un matinal. Și s-a întâmplat după mulți ani, dar s-a întâmplat. Doamnelor și domnilor, de la București ne transmite vremea. Este piesa care promovează cel mai mult muzica bună. Dar contează mai mult ce-ți transmit piesele respective, nu? Tu ești o infractoare, ce-aș vrea să mă omoare, așa cum n-au să facă alții. Tu ești o infractoare, ce-aș vrea să mă omoare, așa cum n-o să facă alții? Tu ești o infractoare, ce-aș vrea să mă omoare, așa cum n-o să facă alții. Nu depistez, ce e în regulă? De ce? Nu mi se pare. De multe ori poți să înlocuiești care cu ce în momentul în care te lovești de o cacofonie. Adică nu văd, tu ești o infractoare, ce aș vrea să moare, care aș vrea să mă omoare. Mi se pare fix același lucru. Tu ești o infractoare, ce aș vrea să mă omoare. Nu mi se pare o greșeală. Încă o dată, eu foarte multe dintre greșelile astea eu le percep așa, din punct de vedere muzical. Dacă îmi sună mie bine sau nu. Că mă mai documentez după aia, mai dau un search pe Google, e altceva. Ești o infractoare, ce-aș vrea să mă omoare. Tu ești o infractoare, ce-aș vrea să mă omoare. Deși folosit în limba populară, pronumele relativ ce nu este admis în exprimarea literară în acest tip de construcții. Corect ar fi o infractoare care aș vrea să mă omoare. Însă, chiar dacă am corectat greșeala din aceste versuri, nu am rezolvat decât o mică parte a problemei. Proliferarea mesajelor de acest tip, ambalate facil drept versuri și livrate publicului tânăr drept mesaj artistic, este total inadecvată, deoarece tot ceea ce este difuzat în spațiul public reprezintă un model de limbă, urmat de actuala generație în formare. Ca să nu fie adevărat. S-a stins. Dăm play. N-am sufletul la maneta și sunt setat, blocat, marcat și tot ce spun aș vrea ca să nu fie adevărat. Am sufletul la maneta și sunt setat, blocat, marcat și tot ce spun aș vrea să nu fie ca să nu fie adevărat. Asta este Glens cu Elena Gheorghe, piesa, nu? Zic bine? Am sufletul la maneta și sunt setat, blocat, marcat și tot ce spun aș vrea ca să nu fie adevărat. Am sufletul amanetat și sunt setat, blocat, marcat și tot ce spun aș vrea ca să nu fie adevărat. Cred că greșeala e aici, la conjuncția asta, ca să, nu? N-aș vrea ca să nu fie adevărat. Aș vrea ca să nu fie, aș vrea să nu fie adevărat. N-aș vrea ca să nu fie adevărat. Na, nu cred că, stai, că mă gândesc că de ce e o greșeală și în primul rând că sună prost. Eu de multe greșeli îmi dau seama pentru că sună prost în limba română, atât de ușor. E. N-aș vrea ca să nu fie adevărat, nu? Ca și pe ăla, când trebuie să-l folosești, pe care? Aduți aminte clipele bune care le-am petrecut. Pe care? Sună că trebuie să-l folosești. Ca viața care o am în cartilie. Nu trebuie să știi să fii tocit la gramatică. N-aș vrea ca să nu fie adevărat. Deci aș vrea să nu fie adevărat. Ca să, știți reclama aia? Ca să fii tu fericită. Era o reclamă pe vremuri. Ceva la case. Dau mai departe? Nu, o notă. Eu sunt aspru, dar sever. 7. Nu se supără Elena Gheorghe pentru că a făcut greșeala Glens, nu Elena Gheorghe. Tot ce spun aș vrea ca să nu fie adevărat. Tot ce spun aș vrea ca să nu fie adevărat. Ca să nu se folosește niciodată după verbe ca a vrea, a putea, a ști. Nu spunem niciodată vreau ca să vii, pot ca să rezolv, știu ca să fac. Confuzia provine din faptul că să poate fi utilizat în locul lui ca să în toate situațiile. Am plecat de vreme să nu întârzi, dar reciproca nu este valabilă. Ca să se folosește numai pentru a indica scopul. Am plecat de vreme ca să nu întârzi. Corect este deci, aș vrea să nu fie adevărat. Sub forma unui personaj, am în emisiunea mea o replică, dar vorba aia spune așa, învățați engleză. Acum învățăm engleză, învățăm spaniolă, învățăm o grămadă de limbi străine, dar cred că e foarte important să nu ne uităm limba română. Un poet preferat, Tchaikovsky. Sper ca lumea să prindă gluma.